Salut și bine v-am găsit la un nou joc ales pe canal, se numește Octogeddon și e vorba de un joc complet diferit față de ce am mai jucat până acum, n-am mai văzut ceva de genul ăsta, așa că am zis, bă, hai să-l încercăm, este disponibil pe Steam, nu uitați să apăsați butonul de like dacă o să vă placă și dacă o să vreți să mai facem și alte episoade eventual sau ceva de genul ăsta. Și care e șmecheria cu jocul ăsta? Poți să-ți cumperi de aici, asta nu știu exact ce e, dar îi dăm pe Done, the enemy is choosing I want to attack with... Așa, și noi pornim de aici. Fiți atenți. Noi suntem bestia asta din ocean. Trebuie să mergem până la Statuia Libertății, să o atacăm. Bineînțeles că ăștia din America, americanii, nu ne vor lăsa să atacăm Statuia Libertății chiar așa, bă, oricum. Așa că vor încerca să ne oprească cu submarine și tot felul de chestii. Ai două metode de a controla, click stânga și click dreapta. Și uite, deci eu apăs click dreapta, mă îndrept cu ăsta într-o parte, mă îndrept în partea cealaltă. Partea mai interesantă e în momentul în care te lasă să-ți bagi o grămadă de tentacule. Și o să vedeți, devine din ce în ce mai greu joculețul ăsta. Dar nu știu, mi s-a părut așa interesant și conceptul e diferit față de orice alt joc. Pentru că practic nu ai posibilitatea să te... decât să te învârți. Atât. Nu poți să te duci în altă parte, știi, să faci altceva. Doar să te învârți. Și am la început este ușor, vă imaginați. Dar uite, noi suntem acolo jos, vedeți în colțul din dreapta. O să vedeți că zice New York Ocean 1. Când ajungem la capăt, o să ne lase să ne facem upgrade la caracatiță și ne punem o grămadă de tentacule și nebunii. Până când o să ajungi să spui 10 tentacule sau abar n-am. Dar până una alta o să trebuiască să avem grijă să nu murim. Primești și bonus, bineînțeles. Dar nu știu, hai să vedem dacă reușim și noi să strângem peste 5.000 de like-uri la episodul ăsta. Și dacă reușim, eu zic că ar merita să mai facem un episod cu el. Dar nu știu, asta rămâne de văzut în funcție de voi. Avem 3 inimi acolo sus în colț. Așa, nu știu dacă jocul e disponibil și pe telefon sau nu, momentan eu l-am, pur și simplu l-am descoperit pe Steam. Aici o să vină 2, trebuie să bag așa și bag și așa. Și deja am făcut $100 acolo jos, vedeți? Aoleo, încep să vină mulți, prea mulți. Ok, ăla mi-a dat ceva, ok, mi-a dat un shell. Și aparent am terminat și nivelul și avem acum 10 shell-uri. Cu asta cred că pot să-ți cumperi diferite chestii. Și acum vedeți, am posibilitatea să-mi bag încă un tentacul în plus, mă costă $50. Mi-am băgat încă unul în plus și pot să-i bag să fie diferit. De exemplu, hai să facem unul să fie șarpe, așa, și celălalt să fie crab. Și următorul tentacul o să mă coste $150. Bun, hai să trecem la următorul nivel și să vedem ce ne așteaptă. Bineînțeles, v-am zis, devine din ce în ce mai greu și acum avem, vedeți și voi, nebunie de tentacule. Stați așa, am pus o secundică pauză doar să verific dacă filmează. Și, vedeți, ăla atacă altfel acum. Dar depinde în funcție de ce inamici îți vin, știi? Ăsta n-are, șarpele trage cu ceva venin, dar n-are suficient damage. Nu damage, range, pardon. A trecut unul pe lângă mine și nu l-am văzut. Dar uite o inimă, uite o inimă. Dă-o încoace, perfect. Dă-i cu șarpele, dă-i cu șarpele. Mamă, cât de mult trebuie să dai în ăla. Îi dau cu asta. Uite așa, dacă îi dai cu asta din prima, vă că îl elimină. Suntem deja la jumatea la New York Ocean 2. Deci n-ar trebui să fie foarte complicat. Perfect. Nu e un joc greu să zici momentan, dar probabil va deveni unul foarte greu când o să vină 7 miliarde de chestii pe tine și trebuie să te aperi cu toate tentaculele. Văd o comoară acolo pe care mi-aș dori să o iau. Să văd dacă reușesc. A mea e? Poate? Oh, nu, ăștia mari trebuie distruși imediat. Și numai cu cleștele ăla pot să-i distrug așa repede. A huge wave of enemies is approaching. Adică vin foarte mulți inamici. $275 avem făcuți. Și trebuie să ne apărăm de wave-ul ăsta mare. Dacă ne apărăm, putem să trecem la următorul stadiu. Uite așa. Apără. Hai, distruge. Apără. Doamne. Perfect. A intrat unul în mine și nici nu l-am văzut. Bun, vreau ăsta. Și mi-a mai dat niște shell-uri. Am $475 acum. Perfect, hai să vedem ce upgrade-uri ne putem face noi acum. Încă un tentacol. Și vedeți, costă din ce în ce mai mult tentaculele astea. Dar cred că o să mai pun încă un șarpe. O să-l pun în partea cealaltă. Și mai punem încă un crab în partea cealaltă. Și acum arată foarte, foarte stranie chestia asta. Adică trebuie să recunoașteți. Uitați-vă și voi, what the fuck e asta. Dar, bă, nu știu, e interesant joculețul. Eu v-am zis, eu tot timpul vreau să vă prezint jocuri noi. Indiferent dacă, na, e un joculeț mai mic, poate, sau, na, ceva de genul ăsta. Dar dacă e un joc nou care mie mi-a trezit interesul, zic, hai să-l prezint și pe canal. Bun, ia să vedem, am omorât pe aia. Avem 275 de bănuți. Și momentan ne descurcăm, momentan ne descurcăm. Văd o inimă, o vreau. Perfect, e bine că acum am în ambele părți șerpi.
pentru că o să fie mult, mult mai ușor să trag în așa, nu trebuie să mă mai întorc cu tot corpul. Văd că deja suntem la capătul, la New York Ocean, aparent. Hai băieți, apropiați-vă, nu vă fie frică, cleștișorii mei sunt pregătiți. Warning, a large enemy, is approaching, un inamic mare, cică. M-a ajuns la vreun boss? Oh shit, cred că ăsta e un boss ceva. Ah, e boss. Ah, nu. Ah, nu. Mușcă-l! Mușcă-l! Vai de capul meu, mușcă-l, așa, bravo. Dacă îl țin așa să-l muște și șarpele omoară, îi omoară pe aia mici, cred că e în regulă. Dar, vedeți, e altfel conceptul jocului, adică e ceva complet diferit și trebuie să te obișnuiești puțin cu controlul. Nu, prietene, nu vii tu la mine așa. Bam! Trage-n ăla, dă-i, dă-i, dă-i. Hai, încă puțin, încă puțin și îl rupem. Nu? Gata, perfect. S-a zis cu tine, prietene, 300 de dolari și am primit ceva, ce asta? Penguin DNA, freezes enemies. Asta e tare. Pot să-mi bag, ia stai puțin, o nouă tentaculă unde vreau acolo. Și vreau pinguinul. Bă, du-te că e prea șmecheră chestia asta. Faza e că nu o să, aș putea să mai bag altceva, dar n-are rost. Hai să trecem la următorul nivel și să vedem ce ne așteaptă aici. What the fuck, mergem prin oraș acum? What? LOL. Du-te de aici că nu mă așteptam la asta. What? Bă, du-te bă, distrugem orașul, ai nebunit. Bă, ce șmecherie, nu cred. Eu nu credeam că e așa, credeam că doar în apă mă dă. Ia uite ce mișto e. Bă, e prea șmecher jocul, frate. Deci e prea șmecher. Nu mă așteptam, sincer. Dă bani. O fi vreun bonus level ceva, mă gândesc, nu știu. Dar vreau bani din chesturile astea. Uite că îmi dă bănuți. Hai, trage în chest până ți-ai bănuți mulți. Că ați văzut și voi, cu bănuții faci rost de chestii. No, vină înapoi cu banii. Da, perfect, perfect. Și acum ăsta trebuie distrus. Ăsta trebuie distrus și el. Tu distrus. Ba, alo, vin prea mulți, hai să încercăm să plecăm de aici. Distruge clădirea, distruge-o. Bam, dă-i. Dă-i. O să stau cu șarpele ăsta să încerc să mă apăr pe partea cealaltă. Ia, uitați-vă. Cad oameni de aici. Nebunie totală. Da, mă, că am ajuns în oraș propriu-zis acum, știi? Adică înainte eram în ocean, din ocean am ieșit. E șmecher, îmi place. Așa. Bun, hai să ne rotim pe aici de nebuni. Și să trecem la o nouă clădire, să o rupem în două. Aici văd destul de multe de astea cu bomba atomică, nu știu ce, că sunt trimise special ca să mă omoare pe mine, știi? Dacă se grupează, poate explodează toate odată. Hai că explodează toate odată. Trebuie să mă ferez de astea. Ok, hai. Hai. N-am range-ul suficient. Hai că s-a dus și clădirea asta. Ce ai să faci, ce să faci dacă n-ai ce să faci? Mi-a dat un clește nou. Asta e un clește nou. Lobster DNA. Ok, wow. Stai, ce? Mi le-a schimbat? Cumva unlock extra in shell shop. Lobster. Very, very high damage. Deci e damage foarte mare. O să-mi pun în locul ăsta. Mă costă 1500 dacă vreau să-i bag un tentacul nou, dar nu vreau să-i bag un tentacul nou încă. Îi dăm done. Mergem la următorul nivel. Hai să vedem ce ne așteaptă. Mergem tot așa prin oraș. Vreau să mă duc să atac Statuia Libertății. Sunt foarte curios să văd ce se întâmplă. Și vreau să dau cu cleștele la nou. Ăla nou e destul de mare. Au trimis camioane cu... Da, vedeți, au trimis camioane după mine acum. O să mă fereze camioanele astea. Și să le și distrug înainte să ajungă la mine. Știi ce? Am să fug, pentru că n-are rost să stau. Chiar n-are rost. Adică nu văd un rost la chestia asta. Stau să distrug baloanele. Perfect. Și mergem la următoarea clădire. Uitași. Bam. Sar pe ea, nebunule. Bă, chiar, jocul ăsta ar merge pe telefon. Chiar ar merge. Dar nu știu dacă e disponibil. Chiar nu știu. Mamă, am distrus chestul ăla imediat. Cu upgrade-urile astea. Imediat l-am distrus. Faza e că nu reușesc să atac. Ia stai puțin. Poate reușesc să trag în ăla.
un balon. Ba da, a mers. Și explodează și ăla până la urmă. Bun. Oare la Statuia Libertății să trebuiască să fac ceva special? Nu știu. Oh, 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 sunt prea mulți, sunt prea mulți, sunt prea mulți. Grijă mare că ne rup ăștia. Ok, fugim, fugim, fugim. Și e un bloc mare și ăsta are shell-uri, văd. Ok, încerc să stau aici. Avionul ăla poate să treacă prin clădire, da. Bine, nu trece prin clădire, practic, trece pe lângă. Înțelegeți voi la ce mă refer. Trece cumva pe lângă. Ocolește clădirea. Uuu, și am distrus clădirea. Shell-urile sunt ale noastre. 525. Cu shell-urile poți să-ți cumperi tentacule noi. Am doar 525 de bonus. Aloc extra de shop. Dar nu știu cum să ajung la shop. În fine, vreau să ajung la Statuia Libertății. Cred că ăsta e nivelul. Uhu, ne învârtim, ne învârtim. Ne învârtim ca nebunii. Am doar două inimi, sper să nu mor. Mi-a luat una când nu am fost atent. Wow, au avioane mari de data asta. Hai că le iau cu cleștele mare, dacă e. Hai, vino la cleștele meu. Ha, opa, ce ai făcut? Ce ai făcut, prietene? Bine cleștele? Bine cleștele? Așa că, stai așa că nu e așa. Da, da, cu cleștele la mare, apoi chiar îi rup. Chiar îi rup. Ok, ăsta îmi dă o inimă, îmi dă o inimă, perfect. Se duce. Aproape m-a prins ăla. Ok, ăla se explodeze. Trebuie să fug repede. Trebuie să fug repede, că uitați-vă și voi ce mă așteaptă. Dar e bine că facem bănuți, că vreau un cu un tentacol. Și avem acum 1, 2, 3, 4, 5. Warning, the butcher is approaching. The butcher, ce e aia? What the fuck e butcher? Oh, doamne. Oh my god, nu știu cum îl bat pe ăsta. Oh my god. The butcher, în ochi trebuie să-i dai, fii atent. Oh, vine iarăși. Oh, dă cu cuțite, mă, nebunul. Dă cu cuțite, ați înțeles? Trebuie să-l prind în ochi. Nu, o să tragă iarăși cu aia. Am înțeles. E mișto că ai boss și chestii și nebunii. Adică chiar e șmecher făcut jocul. A, nu. Era să-mi cadă în cap. Problema e că e prea departe și nu am armele care trebuie. Nu. Nu cădea pe mine. Gata. Perfect. Dă-i în ochi. Hai că-l și îngheți. Oh, ce mult damage am dat. Mamă, tă cu 3 cuțite deodată acum. Și mai vin și avioanele astea mici. Glumești cu mine sau ce? What the fuck? Sunt prea multe chestii pe ecran. Încerc să mă învârt. Oh, l-am distrus. Oh. Vai de capul și de zile mele, ce nebunie a fost asta. Și am putem să avansăm. Uite, ajungem spre Statuia Libertății acum. The Butcher, roll right, uite-o. Uite-o că am ajuns. Dă-o jos pe nebună. A, bineînțeles că o să vină avioane în continuu acum la mine. Da, nu-i problemă. Ne descurcăm. Ok. Bam. Ăla așa. Pune cleștele cel mare în acțiune. Și gata. Am dat jos Statuia Libertății, ce să mai, frate. Și am primit un nou DNA, cred. Ia să vedem. Ce e asta? Foarte interesant. Press left and right to puff. Nu știu exact. Lol, what? Nu știu, habar n-am cum o să fie în continuare. O să-i dăm pe main menu acum. Dar cam ăsta a fost episodul. Dacă vreți să mai continuăm, sunt o grămadă de chestii pe care trebuie să le vedem în jocul ăsta. Dar asta o să depindă în funcție de voi. Nu uitați să lăsați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!